Subiectul 1 roman, exercițiul 1. La primul exercițiu trebuie să arătăm că două numere sunt egale, respectiv numărul dat de 2 la minus 1 plus 2 la minus 2 este egal cu numărul rațional 0,75. Chestiunea care este verificată de autorul acestui exercițiu este, bineînțeles, puterea cu exponent negativ. De aceea vom aduce aminte, sau vom face precizarea că a la minus n este egal cu 1 supra a la n. Și acum vom aborda acest exercițiu în felul următor. Vom lua primul membru al acestei egalități, respectiv 2 la minus 1 plus 2 la minus 2. Vom face acest calcul. 2 la minus 1 conform formulei este 1 supra 2 plus 2 la minus 2 este 1 supra 2 la 2-a, adică este vorba de 1 supra 2 plus 1 pe 4 egal cu, după amplificarea cu 2, obținem 2 plus 1 supra 4, numitorul comun, egal cu 3 pe 4. Pe de altă parte, 0,75, dorim să avem o astfel de abordare, este egal cu, este un număr rațional scris sub formă de fracție decimală, care se transformă în fracție ordinară 75 supra 100, după simplificare cu 25 este egal cu 3 supra 4. În felul acesta rezultă că asterix este adevărat. Revenim asupra exercițiului anunțat aici și notăm cu asterix exercițiul propus spre verificare. Așadar, 2 la minus 1 plus 2 la minus 2 este într-adevăr egal cu 0,75. Și atragem atenția că puteam aborda acest exercițiu foarte simplu și altfel, respectiv am ajuns la concluzia că 2 la minus 1 plus 2 la minus 2 este 3 pe 4, puteam efectua la un moment dat 3 împărțit la 4, întrucât fracția pune în evidență operația de împărțire. Deci 3 împărțit la 4 de 0 ori, adăugăm un 0, 4 în 30 merge de 7 ori, 7 ori 4, 28, 2 adăugăm 0, 4 în 20 de 5 ori și se oprește împărțirea. Așadar, 3 supra 4 este egal cu 0,75. Într-un mod sau altul, această egalitate este, desigur, adevărată.